Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem la Muzeul Național al satului Dimitrie Gusti din București. Vom face un material interesant, destul de mare, în mai multe etape. Astăzi o să acoperim zona Transilvaniei. Suntem cu doamna Andreea, doamna muzeograf. Bună ziua, vă rugăm să vă ziua prezentați! Bună bine ați ajuns în muzeul nostru. Deci, suntem în aer liber. Da. Este un muzeu... În aer liber de arhitectură populară și tradițională din București. Suntem unicul din București, nu unicul din țară. Noi, aici, suntem la intrarea aceasta numită Intrarea Arhondaric. Da? Pentru că mai avem una aici. Mai avem una paralelă cu ea, pe Chiselev. Da. da? Intrarea administrativă. În spatele nostru se întinde muzeul și în dreapta și în stânga. Este un. Muzeu în aer liber, spuneam, inițiat în 1936 de domnul profesor Dimitrie Gusti, al cărui nume astăzi îl poartă în cinstea lui acest muzeu. A avut o idee inovativă pentru vremurile acelea, ideea de a cerceta în satele acelei vremuri, vorbim de 1920-1922, satele din acele vremuri, de la modul de construcție al caselor modul de creștere al copiilor, modul de întreținere a sănătății țăranului, da. Da? modurile de lucru la câmp, modurile de lucru în casă, cât și obiceiurile lui. La acea vreme, da. domnul profesor Dimitrie Gusti era la facultatea din, de sociologie din București. Ideea aceasta inovatoare de a cerceta la acele timpuri aceste obiceiuri și acest mod de viață al țăranului, a dus la ideea acestui muzeu de ce? Pentru că nu a cercetat și a scris și au rămas doar scrierile. A cercetat și a adus în viu acest muzeu, constituit din casele și din oamenii cercetați la acele timpuri. Echipele lui au locuit cu oamenii, au trăit în jur de 8-10 ani în sate lângă acei oameni. Da. Au cercetat de la Transilvania, Moldova, Bucovina, la vremea aceea, Dobrogea, Oltenia, Banatul. Casele reprezentative pe care le-au ales au avut un element distinctiv fiecare, orică a fost situația materială a țăranului deosebită orca a fost obiceiul care s-a dezvoltat în acea casă deosebit. Dar el nu a constituit un muzeu doar din case. El a ținut foarte mult la gospodăria întreagă țărănească, la acest arhetip al gospodăriei. O gospodărie nu este doar o casă, da. este un acaret pe lângă casă. Șură, grajd, magazie, coteți de câine, porc, animale, o fântână toate constituiau gospodăria întreagă. În Transilvania mergem, dacă mergem spre o gospodărie adevărată, vă rog da. frumos, da. vom distinge foarte bine elementul constructiv al caselor de la munte. Care este? Lemnul. Niciun țăran nu și-a construit case. Cu materiale intrăm în gospodărie pe care le-a căpătat sau le-a găsit departe de, parte de unde s-a așezat el cu casa. Și deci ce de acolo? Exact ce a avut la îndemână. Da. Țăranul de la Munte a avut lemnul, țăranul de în Dobrogea a avut piatra de apă și lutul. Suntem, deci, în Transilvania anilor 1700. Și avem această casă? Într-o gospodărie întreagă am intrat pe o poartă de om. Un Gard care împrejmuiește gospodăria și o poartă de car diferită ca înălțime și ca construcție. Pentru că aici încăpea căruța venită de la câmp cu tot ce înseamnă recoltă, da. altfel nu încăpeam cu ea în gospodărie dacă nu aveam poarta mare. În această casă este specifică zonei de Bistrița Năsăud. Da? O da. casă înălțată pe un postament de beton, înălțată de la sol, pentru că țăranul a știut tot timpul să-și ocrotească casa de umiditate. În zonele acestea, Bistrișa-Năsăud, ninge, plouă, bate vântul, umiditatea nu ajunge la dușumea, pentru că este casa ridicată pe postament de ori de piatră de râu, ori de beton, ori de cărămidă. Alt specific al caselor de la munte este prispa înfundată, adică cu parapet. Înseamnă că prima parte a casei este ocrotită de o prispă cu apărătoare, tot pentru a nu bate vântul, ploaia, direct pe peretele casei. Da? Stâlpii sunt monumental, sunt groși pentru că și susțin întreaga construcție și șarpantă a casei. Un specific al construcțiilor este modul de demolare în sat al acestor case. Ele au fost demolate în sate, și aduse materiale cu căruță, camion, tren, da. transportate în București pe acest pământ. Adică a fost demontate. Demontate, demolate. Demolate. Demolat, demontată. Demontată, demolată. Demolată, demontată, dar a fost uh, însemnate bârnele pentru a se ști la ce loc vine Sunt montarea ele. lor. Da, iată. Pentru că dacă nu se pupa în îmbinarea lor cu bârna transversală nu mai nu mai, nu mai intra la fel tăieturile, da. pentru că ele sunt tăiate la sunt tăiate Manuale. manual, manual da. sunt cioplite manual. Da. Astfel încât tăietura nu este tot timpul nu este perfectă. perfectă. Și atunci nu s-ar mai pupa Nu s-ar mai vorba. pupa da. exact în binarea acestor bărne. Da. De aceea au fost însemnate. Au fost însemnate da. Astăzi când intrăm în casele noastre orășenești, intrăm în hol. Într-o casă țărănească tradițională, intrăm în tindă. Aceasta este prima încăpere din casele țărănești tradiționale. Tinda care a ținut loc de bucătărie, loc de luat masa, loc de lucru iarna, de depozitare a întregului instrumentar de organizat masa, tot ce înseamnă activitate casnică, de la lucru la războiul de țesut, obiectele necesare preparării hranei, pentru că soba, oarbă de data aceasta, care avea un foc care dădea și la soba din camera cealaltă, locul deci de preparare al hranei, iar din tindă, casele țărănești s-au împărțit într-o cameră de zi astăzi numită, camera în care într-adevăr dormeau și locuia familia și o cameră curată, o cameră frumos ornamentată și decorată, care era mândria țăranului și al țărăncii, pentru că știa fiecare obiect de țesătură pe care îl depozita aici, ca fiind al rod al muncii ei și mândrie față de vecine care veneau, vai, ți-ai mai așezat acolo o pernă, ai făcut-o și pe aia ai lucrat-o, bravo! Ești într-adevăr gospodină. În camerele țărănești există o amplasare a întregului mobilier. Tot timpul patul s-a așezat la sobă da, pentru soba. a păstra căldura. Suntem în zonă de munte, în zonă în fric. care într-adevăr cam 9 luni pe an se face foc, astfel încât lemnul se duce repede. Trebuie să îl Valorific cât mai uh, bine și să-mi păstrez căldura prin țesăturile pe care le așez pe pereți pentru a păstra căldura, geamurile mici, să nu se piardă prin geam căldura, exact. da. și patul uh, lângă sobă. Există un uh, ritual de intrat în casele țărănești. Nu se intră până la pat. Astăzi, când ajungem în casa omului, în cameră, ne așezăm pe pat. Nu, țăranca nu permitea. Te oprei la masa care era în cameră așezată, acela era sigur simbolul că mai departe spre intimitatea patrului nu pătrunzi ca da. vizitator și ca vecin sau ca oricine. Nu există acoperiș în tindă. Există acoperiș în camere, da? da. Există un tavan în camere. Nu există aici în tindă. De ce? Tot fumul care pleca de la sobă, da. urca, întreținea și îndrila și -șița, și ajuta la uscarea, afumarea ah, alimentelor. Care erau acolo depozitate. Nicio casă din muzeu nu are electricitate. Fără electricitate nu am frigider. Da. Nu am cum să îndepozitez rana, peste an. Da. Orică mi-o puneam la borcan cu grăsime și mi-o țineam, ori o țineam în poda târnată de la cârnați și dar mai țineam și fânul pe aceste tavane ale camerelor, peste an. Este scara de acces în pod, în spate, acolo. Da. Cam așa arată o casă țărănească de om înstărit. Dacă ne uităm puțin, casa... Are două uși. E puțin ciudat. Gospodarul, proprietarul, avea doi băieți. În ideea căsătorii celor doi băieți, el construia un întreg perete, desfăcând casa în două. Tinda devenea tindă pentru o casă, tindă pentru, pentru cealaltă, cealaltă casă. Până familiile noi reușeau să-și construiască ele singure câte o casă. Dar de început putea să-și ajute băieții astfel. Părăsim bistrița Năsăud, care era de fapt și o frontieră la anii aceia a țării acesteia și ajungem în Maramureș, tot zonă de munte, zonă de păduri. Astăzi, într-adevăr, renumit acest Maramureș al României prin porțile sale. Da, sunt meșteri încă în viață, în anii aceștia, care vând aceste opere de artă făcute de mâna lor, ornate de la motivele noastre tradiționale, ori funia, ori dintele de lup, de la rozetă, de la soare. Nu există ornament care, în mintea țăranului de atunci, să nu ocrotească gospodăria lui. Era ornament, într-adevăr, de înfrumusețare, dar era în spiritul lui și o crotire. Dincolo de spațiul acesta, curtea lui era o crotită. Din nou o poartă mare de car și o poartă de om destul de joasă. Nu intrai într-o gospodărie țărănească decât înclinându -l. da. Dacă intrai la țăran așa falnic și măreț și nesimțit, nu era nici ok. El oricum știa să te dea afară dacă nu erai bine plăcut. Dar dacă îl salutai și te-a plecai, îi urai frumos, puteai să pătrunzi în gospodăria lui o crotită de tot ce înseamnă arhetip și simbol construit și dăltuit în lemn, în primul rând. Da. Am intrat într-o gospodărie mare, construită tot așa din lemnul din acele timpuri, dar... Nu numai o casă de locuit, avem o întreagă gospodărie de la poartă cu fântână, hotel de porci, casă de locuit, șură și grajd și șopru cu corfă. Corfa, acesta acoperiș mobil, construit pe stâlpi cu găuri pentru că el se urca și se cobora acoperișul în funcție de cantitatea de fân pe care țăranul o avea. Și de afară putea să știe vecinul că și-a adus fânul în curte pentru că are acoperișul ridicat. Dar dacă l avea jos, a, n-a avut recoltă bună anul ăsta. Nu avem în multe părți de construcție din lume delimitarea foarte clară a încăperilor. Aceste bârne ieșite, ne arată clar că dincolo e o altă încăpere. Da. Știm că delimitarea aceasta este o, o, încăpere, da? ne arată bârna ieșită și dincoace, sigur, fiind aici un perete, este o altă încăpere. La fel vedem și dincolo. Da, și dincolo sunt caracteristicile acestei arhitecturi în lemn. Da. Dacă pătrundem pe Prispă, de data aceasta o vedem ornată cu aceste decorațiuni scultate de mână. Deci ține minte că nu aveam industrie care la vremea aceea să decoreze astfel și să taie. S-a tăiat cu daltă și cu fierăstrău și s-au făcut aceste bijuterii în lemn, aceste capete de stâlp de poartă, ornați care într-adevăr față de un obiect de muzeu pavilional, tot ce înseamnă într-un aer liber obiect de patrimoniu, trebuie întreținut de minim 10 ori mai mult. Pentru că intemperiile care vin oricum peste tot ce înseamnă da. lemn, afectează în timp. Deci trebuie tratamente foarte greșit. dese ca să reziste și să nu pătrundă acele cari da. în lemn. Putem să vedem un, un interior de Mara Mureș, O tindă mai mică de data aceasta, folosită doar ca depozit de instrumentar, de alimentar și de unelte de câmp. Camerele mult mai mici decât în casa din Bistrița. Sunt camerele acestea pe care într-adevăr le folosea țăranul pentru odihna lui și pentru familie. Nu avem motivele acestea geometrice. În zonele acestea de Maramureș sunt specifice de la țesături până la tot ce înseamnă port pe motivele acestea geometrice. Există un cult al țăranului. Casa lui avea tot timpul un colț de rugăciune. Nu există casă care a plecat din sat fără să păstreze tot școlțul de rugăciune al țăranului. Da. Pentru că la momentul lui de seară avea locul lui unde se ruga. Sunt folosite puține din ceramica și obiectele de ceramică, folosite ca uz alimentar. Restul sunt decorativ foarte mult folosite, da. pentru că existau târguri târguri în satele acelea unde se găseau venite din alte zone obiectele acestea, de la icoane, de la tot ce ceramică, plus și obiecte de lemn de multe ori. Erau lemnari și din alte zone care veneau cu mese și cu scaune lucrate. Exista trocul, foarte puțin ban circula la vremea aceea. Dacă luam un obiect de ceramică, poate dădeam o dublă de cereale. Da, să Dacă... făcea trucul acesta. Da, trucul da. acesta în uh, alimente. Acum vom vorbi puțin de diferența, când ajungem la casă, de categorie socială a țăranului cercetat de echipele lui Gusti. Am văzut până acum case, într-adevăr, monumentale, case de oameni înstăriți a da. acelor vremuri. Pe stânga vom avea aici o casă de oameni care nu aveau pământ. Suntem tot în Transilvania. Da. Dar am dat de o casă din Lut, din încrengătura aceasta de scânduri și de Lut, o casă acoperită cu aceste paie, pentru că stăpânii nu au avut pământ. Ei lucrau pe pământul unor. De stăpânii casei, da. unor arendași arenda din sat. Ei au primit, într-adevăr, pământul de casă, au primit materiale cu care să-și construiască, dar mai mult de atât nu aveau, astfel încât ce au putut să-și construiască este această casă din lut, cochetă de altfel și suntem în Alba de data aceasta, în Alba, tot în Transilvania, dar ferestrele, într-adevăr, arată Că starea materială a țăranului diferă față de totuși ferestrele pe care le-am văzut la Bistrița. Pentru că sunt mai mici? Da, sunt mai mici. Okay. Sunt mai mici, sunt la dimensiunea casei, adevărat, dar și întreaga gospodărie nu mai este atât de avută, nu mai da. este atât de înstărită. Se vede că, într-adevăr, familia nu a fost cu atât de mult venit material, dar vă repet de acest lut. Astăzi a ajuns într-adevăr o modă în Europa, construirea caselor din Lut. Oare de ce? Vara rece, iarna cald. S-a descoperit și s-au adus valorile acestea, s-au readus în memoria omului, aceste valori ale Lutului, pentru că, într-adevăr, el îmbinat cu apă, balegă și pai, face o duritate precum cimentul. Doar că intemperiile la fel afectează peste an și vara, tot timpul, săraca gospodină lipea la lut, refăcea da. toate scobiturile și toate gropile pe care... Plus călcătura, călcătura pe lut, zi de zi, există și facem foarte multe stricăciuni. Echipele profesorului Gusti au cercetat și... Hargita, zona Hargitei, unde într-adevăr și astăzi este foarte multă comunitatea lor de maghiari și secui. Acesta care a locuit aici, în casa aceasta, gospodarul a fost uh, lemnar. El a lucrat cu mâna lui de la poartă până la ultimul element din casă, tot ce a însemnat lemn. Nu a fost sărac. Deci este într-adevăr o casă iar exemplară pentru zona Harghitei. Intervin față de motivele noastre tradiționale românești, intervin motivele florare, care sunt influența Imperiului Habsburgic, pentru că sunt săsești și maghiare. Poarta din nou monumentală, poarta de car, și din nou într-o gospodărie față de Alba, deci este o gospodărie, Arghita, o întreagă gospodărie de la atelierul de, de lucru. lemn, de lucru, da. o șură imensă pentru car, vite și magazie. Aici putem vedea și grajdul de vite în da. spate. Lucra și la olărit soția, magazie și o bucătărie de vară. De vară da. Din nou o influență, deci gospodina vara nu făcea nici mizerie, nici miros și nici fum în casă. Gătea afară, uitați, doamna chiar acum întreține, văruiește cuptorul. Ceea ce vedem dincolo de acest perete este chiar prispa chiar tinda, pentru că prispa lui se întinde pe jumătate din casă și este total închisă, iar tinda, puțin mai mică, cu acces la pod, de data aceasta o tindă podită, pentru că doar pe acolo se făcea accesul, și o repartiție a camerei curate și a camerei de zi, unde într-adevăr mobilierul este împodobit de la sobă până la lada de, de lăzile de zestre, cu aceste motive florare și colorit, în primul rând, este influența aceasta a mobilierului de la albastru până la roșu și toate florile colorate în aceste zone. Dincolo de Brașov în sus, găsim aceste motive pe mobilier, pe, pe case, găsim aceste motive. Florare. Da, se vede că era avut. Se vede pentru că pe lângă atelier are și privată. Este puține case din acele vremuri aveau toalete. Da, le vedem, o vedem acolo între Da, este un element la fel de, nu de noutate, dar ei în civilizația lor pe care au, au adus-o sunt elemente pe care țăranul nostru de la satele noastre tradiționale nu, -avea, nu le aveau. Dar ei au știut să și le păstreze, să și le conserve totuși. Și aceste bucătării de vară este un confort pe care ei l-au moștenit și l-au văzut și au venit cu el că Plus că era indicat ca bucătăria să fie separat, un corp separată, un corn separat. Separată de casa, dacă da. se întâmpla un incendiu da, să fie separată. Da, da. Am ajuns într-o gospodărie de oieri. O familie care șase luni pe an pleca de acasă. Pentru că își ducea oile, oile da. la câmpul fertil și bogat în hrană. Dar casa trebuia să-și o lase cât de cât într-o siguranță gardul pe care îl vedem nu este casă, ci este doar gard, da. construit precum la cazemate. Cazematele pentru că în șase luni nu știu cât se fereau pe vremea aceea de hoți, dar de animale sălbatice, da. Există scrieri de ale domnului profesor în care mărturiseau țăranii că nu și încăiau nici casa când plecau la câmp. Dar de animale, într-adevăr, atâtea luni, da, trebuia ferită casa. Deci pătrundem printr-o Poartă în curte. Suntem într-adevăr într-o gospodărie destul de avută, pentru că sunt magazinele de haine, magazine de unelte, șopru în care. Magazie și... de haine, ați spus? Da, da. Deci da, aveau un că de haine. Un ex... dressing. Da, un dressing, da, pentru că nu există atâta loc în casele țărănești, precum astăzi avem patru dulapuri. Nu. Și atunci, peste iarnă, da. aduceau asta de vară și Aici peste era? vară aduceau astea de dincolo. Ăla. dincolo. Da. Aha. Cum ne schimbăm astăzi noi. Da, așa uh... este. Asta. Facem și ziua de astăzi. Exact da. așa au făcut și ei. Nu? Iar doamna de la casă are într-adevăr o grădină de vis. Deci este da. grădina doamnei care se ocupă de îngrijirea... Da, toate. Toate doamnele Practic, au o casă... grădiniță în în curțile lor, da. pe care și le îngrijesc și cu bani proprii. Nu numai cu. Da. Sub, susținute deci, de. O doamnă gospodar. De stat. Da, da, da. De data aceasta, chiar din tindă, se face despărțirea camerelor în camera de zi și camera curată. Se văd foarte multe influențe ale activităților gospodarilor, adică. Oieri se vede foarte multă lucrătură din lună, din da. da? Da, se vede, se vede tiparul, da. Nu mai este coloritul precum la zona de șanț sau chiar de arghita. Sunt puțin culorile stompate, sunt mai terne, sunt mai închise, ale țesăturilor da, mai, sobre. mai sobre, da? E de specificat această activitate a țărâncilor. Lucrul la războiul de țesut, lucru prin care ele chiar își întrețineau familia. Pentru că nu există un magazin unde să mă duc la vremea aceea și să-mi cumpăr uh, o bluză. Da. Nu, eu trebuia să-mi lucrez la război, trebuia să-mi pregătesc firul cu care să lucrez și munceam. În plus, fata din casă, începând cu șapte-opt ani, trebuia să își facă. Zestre lângă mama stătea și cosea până la vremea căsătoriei, pentru că nimeni nu o lua în căsătorie fără zestre. Până nu pleca căruța din curtea fetei, încărcată Prima, de la încărcat. patul cu care masa scaunele și toate țesăturile necesare casei. Bărbatul nu o lua. Tot o, o casă din Maramureș, pe care o păstrăm ca loc de ateliere, nu este îmbrăcat așa. Spunem noi unor case pe care le îmbrăcăm, adică le ornăm, le pregătim pentru vizitare. Da. Ce nu există îmbrăcat, o păstrăm așa ca arhitectură doar. Vedem că nu are gard. Nu avea nici atunci? Nu sau avea, nu? ba da, ba da, ba da dar aici da. nu este lăsată făcut, ca gospodărie. Da. Am înțeles. Să continuăm cu Maramureșul de data aceasta. Da. Împrejmuirile acestea sunt specifice. Adică acest gard da. de pe dreapta. Și biserica e tot din Maramureș. Mureș. Da. da. Gospodăriile acestea imense în care într-adevăr era desfășurată toată activitatea lor, a familiei, era și munca la câmp. Da, munca la câmp, da. Dar împrejmuirea aceasta din ramuri de alun încălzite la o temperatură, deci fierte puțin, ele își capătă o elasticitate și pot fi modelate. Dar am văzut un model foarte interesant pe poarta de intrare acolo, o vedem Modelul și pe aceasta mare. vom vedea, da. îmbinăm aici motivele acestei florare cu funia, motiv al continuității. Cruci sunt destul de multe cruci pe poartă, dar aici avem un, o poartă Zodiac noi o numim. Da. Sunt elemente de la soare, dar elementele îmbinate și umanoide. Deci cele care au intervenit, transformările umane, de, de la, da, sunt soarele și luna, dar și umanoidul reprezentat ca creștin, ortodox, pe poartă. Haideți să vedem. Vedem și aici de o familie înstârită? Da, da. Da. Pentru că dacă țăranul a știut singur să-și construiască din lemn acareturile, a fost bine. Dacă nu, existau oameni în sat la care se apela. Da. În afară de claca care se făcea pentru construcțiile, pentru că vecinul de alături putea să participe la construcția mea sau a unuia care din curte. Și mă duceam și eu la el după aceea și îl ajutam da. contra ajutor. Dar dacă el a știut singur să-și construiască casa, a fost într-adevăr un om foarte deștept. Dar de multe ori existau echipe, echipe de lemnari, echipe de constructori de case, pe care ei le apelau. Veneau și a anunțat: Vreau și o să-mi ridic o casă. Atunci venea echipa și. Îl a... Dar de multe ori, într-adevăr, existau doar comunitățile rurale, acelea mici, care se întrajutorau pentru ridicarea întregii gospodării. Suntem uh, într-un specific al Transilvaniei, pe care încă nu l-am spus. Sunt în veritorile și acoperișurile. Într-o zonă de munte. Dacă nu-mi exact. nu construiesc acoperișul cu o anumită înclinație, da. zăpada și umiditatea stă da. și îmi strică acest lemn de la șiță și șindrilă, care oricum foarte repede se deteriorează. Dar dacă am pantă la învelitoare și acoperiș, ea se scurge destul de ușor și nu stă mult pentru a strica acoperișul. Avem aici. O casă puțin uh, atipică, din cauza faptului că prispa nu mi este construită și acoperită decât de o singură bârnă. Existau, într-adevăr, copaci seculari la acea vreme. Nu știu, mai există, poate, dar nu mai ai voie să umbli la ei. Că noi avem foarte multe restaurări în muzeu pe care nu le putem face pentru că o bârnă de, da de această dimensiune. Este dintr-un copac dintr -un de copac o anumită circunferință mare. Da. pe care astăzi nu mai am voie să-l tai. Da. Deci dacă va trebui să înlocuiesc la aceeași dimensiune această bârnă, Din bucăți neapărat. Nu, mai da. nu mai am cum să. Nu mai am cum să o înlocuiesc. De aceea încercăm să ținem de ele și să le restaurăm și să le conservăm pentru că ele oricum sunt date cu soluții pentru care în potriva, dar care a tot pătrunde. Da. Și este destul de a nevoios. Este un sistem de șarpantă care îmi ține adăpost împotriva vântului și ploii asupra intrării, pentru că neavând un parapet la prispă destul de înalt, intrarea măcar în în casă și în șură să fie adăpostită de această șarpantă destul de aplecată ca să îmi țină adăpostul. O grindă pe care primăvara, începând cu primele raze, gospodina își scotea din case pentru că ne fiind electricitate, ne fiind căldura aceasta foarte bine asigurată, ce înseamnă depozitarea în straturi a țesăturilor, duce la un miros, duce la moli, astfel încât ele vara, primăvara, pardon, și le scoteau la înnoit, aerisit. la aerisit, la curățat. Peste iarnă puteau să facă foarte greu această operație, dar începând de primăvară gospodina pe toată prispa, pe toate gardurile și întindea aceste țăsături. țesături. Nelipsit acest război din casă, nelipsite ornamentele de pe grinda ușii, și acest, aceste tăieturi diferite de, grin, de grinzi ale casei, deci cât că, chit că sunt drepte, chit că sunt în coadă de rândunică, precum aici, chit că sunt în, în colțuri, dar sunt tăiate brut. Se vede clar că nu este o mașină care a tăiat, ci doar o drujbă și un topor da. care să ajute la modelarea lor să se poată îmbina. De aceea sunt și multe crăpături. Se vede dacă nu cunosc, se vede într-adevăr crăpătura, dar casa pe partea cealaltă este văruită și întreținută. La fel, grădinițe îngrijite da? de Aici, doamne. În da, stândea, da. Până și leuștean. Da, <ră> da. Fiecare cum a da. gândit să înfrumusețeze curtea. Sunt tot în... Vedem acoperișul diferă deja. Mureș, da, am trecut la schimbarea șiței și a șindrilei. Se vede cum s-a construit, când s-a adus casa în 68. Da. O schelă mulți din lemn. Din, da, da. Mulți din satele de unde provin casele au ajutat. Da. Au venit echipe ori de muncitori de acolo, ori chiar de locuitori. Deci nu numai că și-au dat casele, dar care, au și ajutat. Exact. Care au locuit în ele. Da. Au venit atunci și au ajutat la reconstruirea da. aici, a caselor. Multe familii au locuit, cele care au dorit au locuit, domnul profesor le-a permis să locuiască în casele Ce lor, tare. până și-a dat seama că nu e o idee bună, da. pentru că întreg, întregul instrumentar. Se deteriorează. Da. Una este să-l expui și să-l întreții, să întreții da? și alta este să-l să la folosință. Da. Oamenii au vrut foarte mult pentru că arătau foarte bine cu vizitatorii și cu când, oamenii autentici. Exact, când da? îi vedeai, și intrai în casele lor și îți explicau și îți povesteau cum trăiești, și... dar pentru tot patrimoniul pe care s-a străduit, întreaga echipă să-l aducă și de atunci încolo sau tot îmbunătățit obiectele ca număr și s-au înmulțit. Nu, e bine să le folosim zi de zi. Asta a fost uh, ideea. Există despărțită casa de o anexă, da? Da. Tipologia și uh, construcția se vede diferită de la anexă la casă pentru că izolația casei se-i făcută prin această lipitură față de respirația pe care trebuie să-mi o dea anexa, da. că trebuie să las să respire aerul, dar față de casă care, într-adevăr, de data aceasta, bârnele nu mai sunt finisate cu nimic, sunt lăsate rotunde, simple, rotunde, nu mai sunt tăiate cu nimic, este tăiată pe rotund în binarea lor, unde trebuie să cadă da. bărnele orizontale, față de cele... Din uh, peretele exterior. Ce se depozita în anexă? Sau pentru ce era anexa? Sunt uh, la fel obiectele de întreținere de la casă, adică cu care okay. se lucrează în gospodării, sau la fel există o ladă de cereale. În fiecare casă găs găseam o ladă de cereale da. în care ei Gospodarul avea săracul acolo tot ce înseamnă hrana lui, în afară de podurile pe care le-am văzut și am da. omis să vă spun, de conservare a cărnurilor. Pentru că la aburul acela se conserva carnea în pod. Da. Se, afuma. se afuma, că era fumul de la sobă. Da. da, o păstram. Dar aici există și magazii într-adevăr unde se poate depozita. Existau și aceste strunchiuri de copac curățate da. pe interior și care țineau foarte bine de la brânză, ca și da. Se putea păstra în ele. Fără frigider au existat o fel de modele pe care și le-au descoperit țăranii pentru a păstra Da. ferestrele acestea în această încadratură de lemn. Făcută pentru atât estetic, dar ca o crotire contra vânjurilor, sunt aceste obloane, da. care încă mai funcționează. S-a încercat prin acest mu muzeu, gândul domnului profesor a fost într-adevăr să arate și ce înseamnă construcția caselor și viața lor, dar și munca la mește câmp șuguri. și meșteșugurile. Da. S-a încercat a se aduce tot ce înseamnă acest instrumentar, de aceea avem și o aleie a instalațiilor din acele vremuri, de la pivă până la uh, mor de vânt și mor de apă. Pentru că țăranul într-adevăr a muncit nu numai că și-a construit și și-a îngrijit casa și familia, dar el chiar era într-o activitate de la câmp până la producerea acestor haine, acestor alimente pe care și le făcea el singur, într-o continuă treabă. Cineva spunea că au fost mai scunzi decât noi, da, pentru că toate activitățile lor de la gospodină până la gospodar erau cu coloana a plecată. Da. Ei de ce au încăput în aceste paturi mai mici decât noi? Astăzi avem de 2 metri, nu? Lor le era necesar un, un pas de un metru pentru că activitățile pe care le desfășurau într-adevăr erau de muncă cu mâinile și cu da. munca a plecată. Da. Da. Tot în Maramureș ne duc pașii. Da. Astăzi există Maramureșul plin de biserici de lemn. Aceasta este din zona de Dragomirești a Transilvaniei, o biserică care are o turlă de înălțime de 33 de metri, sunt exact ani în care a fost crucificat Isus. Aici este îngropat chiar Fostul director până în anii 90, Gheorghe Foxa, fostul director al muzeului. Aici, în stânga ta? Aici. Iar biserica are aceste șarpante și acoperișuri întrepte, specifice Maramureșului. O șiță care, într-adevăr, se vede cum a lucrat. Timpul asupra ei, dar da. încă tăietura ei în această uh, cioc de rață s-a păstrat. Deci se poate vedea munca țăranului care a reușit să-și înfrumusețeze acest obiect și construcție de cult. Foarte frumos pentru că rar se vede ciocul acesta de rață atât de micuț și de bine îmbinat. Și în sus se trage clopotul. Este într-adevăr prispa bisericii. Putem să intrăm puțin? Da. da. În vechime era un ritual al ascultării slujbelor. Femeile intrau în prima încăpere, bărbații după ele și preoții în altar. Nu se îmbinau nu aveau acela spațiu femeile cu bărbații la slujbă. O pictură într adevăr foarte veche a bisericii pe interior este pe pânză. Și apoi pânza lipită de pe perete. De perete, da. De perete. Este da. o tehnică destul de veche. Foarte rar meșteri care mai fac această pictură și foarte greu de restaurat. O da. să observăm în interior cum, cum arată. atenție la cap, ne aplecăm. S-au păstrat încă scene. de pictură, nu mai sunt la fel de evidente, dar e o mare artă de a face, dacă se observă, această pânză a o înlocui în zonele în care este descompusă și nu mai este completă. Ce stai naosul pentru doamne care stăteau la slujbă? Da. Pronaosul și altarul, accesul pe o scară de lemn în turlă aici, în spatele nostru. Aici. Și fiecare construcție religioasă, avem patru biserici, păstrează încărcătura aceasta și parcă auzi nu numai slujba, dar și vaetele țăranilor acelor timpuri și au fost și locuri de adăpost, da. pentru că se strângea comunitatea în caz de cine știe ce incendiu. Probabil că erau sau... și fortificate bisericile. O, da, unele, unele erau și fortificate, da. Dar au fost într-adevăr, și pe post de adăpost la necazurile comunității. Da. Rămâneți, că mai sunt încă câteva bucățele care urmează. Vă mulțumim tare mult pentru. Mulțumim, vă pe care așteptăm am cu drag da? pentru următoarele episoade și credem că v-am încărcat sufletește pentru o perioadă. Mulțumim și frumos! Bine și vremea a fost frumoasă! Da, mulțumim, mulțumim foarte mult!